Noi reguli pentru cei care circulă cu trotinete electrice. Spre exemplu, în zonele aglomerate din Chișinău, viteza nu va putea depăși 10-15 km pe oră. A fost setată limita greutății persoanei care se va afla la ghidon. Omul trebuie să aibă mai puțin de 120 de kilograme. Din cauza multiplelor accidente cu implicarea trotinetelor electrice și nerespectarea regulilor de circulație a conducătorilor, poliția vine cu noi reguli pentru posesorii și agenții care dau în chirie acest tip de transport. S-a decis ca limita de viteză a trotinetelor electrice care se dau în chirie să fie setată astfel ca să nu depășească 10-15 km pe oră în parcuri, zonele cu trafic intens, trecerile de pietoni, dar și străzile din Chișinău unde au fost înregistrate incidente cu implicarea trotinetelor. Totodată a fost setată limită greutății persoanei care se va afla la ghidonul trotinetei. Aceasta nu va trebui să depășească 120 de kilograme. Inspectoratul General al Poliției precizează că de la începutul acestui an au avut loc 50 de accidente cu implicarea trotinetelor electrice în trafic. În consecință, o persoană a decedat, iar 50 au primit diferite traumatismuri. Pentru diminuarea numărului acestor cazuri, poliția reamintește tuturor conducătorilor unui astfel de mijloc de transport: să traverseze strada coborând de pe vehicul, să poarte echipament de protecție și vestă reflectorizantă și să nu circule pe contrasens.